Smochinul, simbol al prosperității, este bine cunoscut și apreciat încă din antichitate. Egiptenii îl considerau medicament, iar Biblia îl evoca adesea. În România s-au făcut încercări reușite de introducere a smochinului în sudul și vestul țării. Smochinul reprezintă un simbol al prosperității, bunăstării, siguranței, pomenit în multe pasaje biblice alături de vița de vie. Idealul de pace și prosperitate se rezumă la fiecare să poată sta sub propria viță de vie și sub propriul smochin. Beneficiile pentru sănătate ale smochinelor sunt nenumărate. Smochinele sunt o sursă bună de antioxidanți ce ajută la protejarea organismului de daunele provocate de radicalii liberi. Smochinele sunt o sursă bună de mulți nutrienți esențiali, inclusiv fibre, potasiu, magneziu și vitaminele K și B6. Smochinele sunt o sursă bună de antioxidanți, care vă pot ajuta la protejarea pielii de deteriorarea radicalilor liberi. Vitamina C din smochine este de asemenea importantă pentru sănătatea pielii, deoarece joacă un rol în producția de colagen, care este esențial pentru o piele sănătoasă. De ce a blestemat Hristos smochinul? Ucenicii s-au mirat foarte tare că s-au usca smochinul, deși Hristos făcuse până atunci minuni și mai mari. O astfel de minune era o noutate pentru ei. Acum, pentru prima oară, și-a arătat Hristos puterea lui pedepsitoare. Smochinul reprezintă un simbol al prosperității, bunăstării și al siguranței. Relatează realitatea.net.